Oameni dragi, nu mai e niciun secret. De mai bine 30 de ani, România a luat-o pe o cale greșită. Iar când spun cale greșită, nu e nevoie să te plimbi într-un mall sau să mergi în centru unui mare oraș, capitală regională din România. E nevoie să vii în fiecare sat sau în fiecare cartier de la marginea unui oraș și te vei lovi nas în nas cu realitatea dură. Realitate la care, dacă nu găsim soluții acum, în modul cel mai serios cu putință, am putea spune că viitorul nostru nu sună bine. Te-ai săturat să vezi cum zi de zi frații noștri și surorile noastre iau calea străinătății de a ajuns să fim mai mult de jumătate din țară plecată peste granițe după o bucată de pâine și aia mucegăită și amară, cum România este pe primul loc în ce privește traficul de ființe umane, la prostituție, la ceștorie, într-o lume civilizată care ar trebui să ofere fiecărui om șansa la o viață normală. Hai la școală! Vrem la școală! Te-ai săturat să vezi cum zilnic în spitalele noastre oamenii mor fără medicamente, fără o îngrijire corespunzătoare pentru că nu avem bani? Hai la școală! Te-ai săturat să vezi cum școlile din fiecare sat din România se închid, iar în ultimele zile am aflat cum populația românească care se naște peste granițe este mai mare decât cea care se naște în țară? Hai la școală! Vrem la școală! Te-ai săturat să vezi cum din când în când, să spunem, din 4 în 4 ani, pe străzile noastre umblă oameni cu găleți, cu sacoșe, pentru a le oferi încrederea noastră și, desigur, pentru a ne ajuta, în ghilimele, să scăpăm de necazuri? Te-ai săturat de noroaie, te-ai săturat de mizerie, te-ai săturat de păduc, de purici, de râie, de tot ceea ce este în lumea aceasta? Hai la școală, copii! Așa să ne ajute Dumnezeu! Doamne ajută! Dragilor, vreți ca acești copii să meargă la școală? Haideți să facem fiecare un gest pentru unii mai mare, pentru alții mai mic, să scoatem din batistuța noastră, din cărdulețul nostru, din buzunarul nostru un bănuț și îmbrăcăm acești copii pentru a fi demni, curaj și frumoși la școală, iar mai târziu oameni mari în lumea pe care vrem să o vedem și să o visăm cu toții ca fiind bună.